Armin și Claudia îi dau răspunsul Nașei Georgiana. A intervenit sau nu Armin în relația nașilor? Mai mult decât atât, cei doi vorbesc despre un hărțuitor care le-ar fi urmărit casa mai mult timp, ba chiar asculta la ușă și știa tot ceea ce fac cei doi, ce s-a întâmplat după. Aflăm chiar acum. Au spus cumva că de-aia se desparte Georgiana Lobonț și Rareș, că Armin a intervenit în cuplul lor și că se bagă, că de ce mai pupă pe Georgiana. Eu i-am făcut o propunere Georgianei, zic, mă, Georgiana, zic, nu vrei tu să te muți la Timișoara? Am văzut pe Nașa Georgiana spunând acolo că ea a fost foarte supărată pe tine, Armin, că de ce te-ai dus, uite cum suntem puși chiar acum în ipostaza asta, tu ne întrebi și noi nu știm ce să spunem, că nu vrem să o supărăm că este nașa noastră, dar nici nu putem să nu spunem nimic. Și vă întreb, da, spuneți și voi părerea voastră. Păi, dar, eu vreau să-mi spun, ce pot eu să spun, pentru că eu am fost acolo într-adevăr, la locul faptei. Ea a spus lucrurile așa cum s-au petrecut, că tot ați văzut interviul. Da, așa este. Ea știe cel mai bine care este situația dintre ea și soțul ei. Într-adevăr, ei se înțeleg foarte bine, se iubesc, au doi copii minunați. Chiar mă mir cum Georgiana poate să reziste așa cu cariera asta și de artist, să fii și mamă, să ai grijă și de casă, să fii și artistă. Eu nu știu ce să mă fac pe când o să vină bebelușul, dar sper că o să am și eu ajutor din partea bunicilor, așa cum au și ei. Și Doamne ajută să fie cu noroc și la noi să avem doi. Ea s-a luat de mine că de ce eu am ieșit în presă și am declarat ce am declarat. Doar dacă ne aducem aminte de declarația mea, eu doar mi-am luat apărarea. Eu am ieșit în fața publicului și am să-ți explic. Toată lumea a dat vina pe mine că ei s-au certat din cauza mea. Toate comentariile, toate hate-urile au spus cumva că de-aia se desparte Georgiana Lobonț și Rareș, că Armin a intervenit în cuplul lor și că se bagă, că de ce mai pupă pe Georgiana, că de ce cântă lângă ea. Eu vreau să lămuresc situația de acum încolo, să rămână toată lumea să știe. Eu nu m-am băgat între ei. Ea e nașa mea. Eu dacă colaborez cu ea, e doar strict colaborare. Dacă am o piesă cu ea și am mai spus-o, în piesa respectivă și spune acolo, piesa ce avem împreună acum, Sistemul Româncelor, da. Refrenul, haide cânt Armine, să joace fetele și pupă fetele. Așa, nu ai pupat-o pe Georgiana? Pe obraz. Păi pe obraz, bineînțeles. Și a fost o problemă? Nu a fost nicio problemă, adică noi de atâți ani de când colaborăm, de 6 ani, de 7 ani, e colaborarea noastră, la cât de bine ne-am înțeles, de aceea au ajuns nașii noștri. Să nu credeți că noi am fost certați și am pus eu naș peste seară, așa că m-au apucat pe mine să-i pun naș. Noi ne-am înțeles și ne înțelegem foarte bine. Deci nu cred, ea doar, n-am înțeles, vreau să ajung, deci nu... Atunci de ce Rareș a spus că el a fost cel care a pronunțat cuvântul divorț atunci când erați în vacanță și după ce s-au întors din vacanță a apărut un nou videoclip? Păi acum mă credeți că... Care este părerea ta? Să fie și o strategie de marketing? Nu. Strategie. Nu. De ce să fie strategie de marketing? Adică nu știu, nu, eu nu vreau în primul rând să mă bag. Acum știți cum e. Dacă eram cu ei în pat, atunci poate știam și de desubturile. Dar acum dacă ceva se întâmplă între ei noaptea, nu mai pot să știu. Aici se și vede că dacă eram ăla care se bagă în relația lor, atunci eram poate pe acolo prin cameră și eu, poate eram împreună cu ei, se întâmpla ceva. Rareș este gelos? Tu ai simțit vreodată că nașul tău este puțin gelos? Sincer să spun, niciodată de când îl cunosc eu pe Rareș, nu a fost gelos, pentru că de multe ori el a venit cu niște sfaturi și ne-a spus, ok, haide să facem... Adică el ne-a ajutat de multe ori la videoclipuri, pentru că dacă nu aveam o idee sau eram într-un impas, el tot timpul a mai venit cu o idee. Băi, uite, faceți așa, puneți-vă acolo, stați așa, vă filmez așa. Deci niciodată din partea lui Rareș nu a fost, a înțeles, pentru că e strict muzical, strict o colaborare muzicală și nu cred că se poate întâmpla. Atunci de ce Georgiana alege ca Rareș să fie cel care apare aproape în toate videoclipurile ei? Că acolo mai sunt și anumite scene în care vine un bărbat, te ia în brațe, te pupă, depinde de versuri. Păi,
Poate, nu un pic, că eu am auzit treaba asta de la Georgiana. Nu, am auzit treaba asta de la Georgiana, mi-a spus că am întrebat-o și odată, și poate mai bagă și tu pe unul, pe altul, un videoclip. Zice, cum mă simt cu soțul meu, nu mă simt cu nimeni, adică el a fost singurul și nu mai vreau alt bărbat. Și adevărat îți spun că asta am întrebat-o, crede-mă că am întrebat-o. Zic, bă, zic, da. Și ți-a părut curios. Da, exact, da, mai la început și zic, bă, și zic, nu, Rareș, el e singurul care, Doamne, cum e cu el, nu mai vreau altceva. Avem o relație foarte ok și de fiecare dată când ne vedem, simțim așa o apropiere, adică ne înțelegem din priviri și tot timpul ne este dor de ei că nu sunt așa aproape de noi, ei stând la Cluj și noi stăm la Timișoara și ne pare rău într-un fel că nu ne vedem mai des. Dar eu i-am făcut o propunere Georgianei, zic, mă, Georgiana, zic, nu vrei tu să te muți la Timișoara? Zic, să fii mai aproape, pentru că dacă ai fi mai aproape de mine, cu siguranță am avea mai multe proiecte muzicale. Pentru că e foarte greu, adică când trimit o piesă, până ne gândim, o sun, zic, Georgiana, uite, m-am gândit la strofa asta, la versul ăsta, și zic, până te sun eu, dorm, copiii, dorm, nu-mi răspuns, am sunat-o de câteva ori, nu mi-a răspuns, zic, mă, dă-te la Timișoara, uite, eu acum urmează să mă mut la casă, este un duplex. O parte, într-o parte mă mut eu, iar într-o parte o fac și este liberă. Zic, nu vrei să-ți ofer această parte de duplex și să te muți lângă noi? Asta s-a gândit, n-a zis nici da, nici nu. Doar că e un pic greu, pentru că ea acolo are familia și ar fi greu să plece de lângă socrii, de pentru că cine o ajută cu copii, adică când trebuie să pleci la cântat, la evenimente, cu cine îi lasă? Acum, cum o vrea domnul? Alegerea îi aparține. Alegerea, exact. V-ați terminat cu casa, cu mobilatul, cu tot ce trebuie. Mai avem, cred că, o lună sau maxim 2 luni de zile și cred că ne vom muta. Bineînțeles. Ați investit acolo. Nu cred că este vorba de... Nu vreau să vorbesc de bani. Câte etaje aveți? E o casă mare? Nu, este o casă, este un duplex, adică o parte de duplex, iar mama lui cred că știe cel mai bine, pentru că ea s-a ocupat de absolut iar fi în măsură să vorbească toate cele, pentru că eu doar i-am dat veniturile mele și ea s-a ocupat acum cât plus minus, nu știu absolut nimic. Este o casă exact pentru noi doi. Modestă, să putem să primim nașii când vor veni pe la noi și Roxana cu Ionuț și Georgiana cu Rareș și prietenii, dar le-am spus, nașilor zic că v-am pregătit camera asta, zic aici o să dormiți, o să ne distrăm, aveți grijă, nașele, aveți grijă că am pus o cameră de filmat acolo undeva și aveți grijă ce faceți. Da, Armin tot timpul când mai mergem acasă este foarte fericit atunci când are vizitatori, adică când este înconjurat de oameni dragi, când este înconjurat de familie și niciodată nu-i place. Dacă are o casă și să stea singur în ea, nu-i place, e supărat. Mă simt trist. Și așa are nevoie de companie. Atmosfera. Și tocmai de aceea la casa unde o să ne mutăm, am făcut, gândit în așa fel încât să încap oamenii... Multă lume. Am avut câteva probleme. De ce? Și pot să le spun. Din greșeală, într-o zi, s-a filmat ușa casei mele, unde stau la Claudia acum. Și ne-am trezit cu un invitat surpriză la ușă într-o noapte. Acum... Vă spun pentru că am ajuns să și cunosc persoana respectivă. Mi-a scris în privat. Zice, Armin, ce s-a întâmplat? Vă spun exact, lasă-mă să mă desfășor. Da. Claudia era la studio și zic, Claudia, nu mai stau cu tine la studio, era ora 2 noapte. Zic, nu mai stau, zic, mă duc acasă. Zic, rămâi tu aici, vii, așa, perfect. Am plecat acasă, frumos, noapte la subteran, intru cu mașina. Când mă duc la ușa pe unde eu intru pe jos, la subsol, văd un pus la ușă. Mă zic, cine, că noi avem voie doar cu cartelă să intrăm acolo. Da. Zic, nu e ok. Zic, oare de ce o fi pus cineva aici? Zic, vrea să intre? Zic, nu e ok. Perfect. Mă duc la lift. Când văd la lift, eu tot timpul urmăresc să văd la ce etaj îi opri liftul. Când văd acolo, etajul 6. Zic, bă, zic, cine? Na, vecinii, eu știu deja vecinii cam care ar veni acasă. Zic, în fine, bun. Când urc cu liftul, parcă am avut o presimțire.
Deci opresc, eu eram cu căștile în urechi, zic, păi, să-mi dau, că am avut o emoție, deci uite că sunt așa, aveți de emoție. Când ies din lift, mă uit jos la etajul și noi avem bec cu senzor. Când mă zic, bă, la ora 3 noapte, cine poate să fie pe hol la ora asta? Becul a prins. Am stat 2 secunde, nu se închidea becul. Vă zic, nu e ok. Mă duc în casă, între timp zic, lasă să las ușa deschisă, zic, să-mi văd cum să fac cu cheia. Zic, hai totul să închid și să sun pe Claudia, zic, bă, Claudia, zic, cum fac cu cheia? Când să deschid înapoi ușa la casă, cineva în fața ușii mele. În momentul ăla n-am mai, mi-a picat, nu știu, tavanul în cap. Deci am avut un șoc, n-am mai putut să reacționez. Am închis rapid ușa să o închid. Persoana respectivă a luat-o la fugă. Acum, nu știu de ce a vrut să cumva să mă urmărească sau ce s-a întâmplat, dar după aceea nu m-a întrerupt, te rog frumos, că am și primit mesaj pe telefon, poate o să-ți arăt. Zice, Armin, vreau să vorbesc cu tine ceva. Zic, bună, spuneți. Zice, eu am fost aia altă seară la voi. Am înlemnit. Adică, uite, vezi că și acum am așa, zic, da, într-un fel era să pic jos. Am intrat în conversație cu persoana respectivă pentru că zic, ok, cu ce ocazie mă urmărește de mine la ora 3 noaptea? Și a început să-mi spună, păi am urmărit că eu vă vreau binele în familie, că Claudia, mă zic, îi place de Claudia, zic, care situația, zic. Și a început să-mi spună tot ce fac eu în casă, adică în sensul că el a stat la ușă și a ascultat tot ce am făcut eu în casă. Mi-a spus, într-o zi te jucai pe PlayStation, într-o zi așa, Claudia nu era acasă.